ziua! Mă numesc Neagura Filuța, sunt din Brașov și vă spun bine ați venit la Almuza, un subiect care vă tentează. Și vă spun de la început, este harta vieții fiecărei persoane în parte. Deci, sunt aici în calitate de consilier Almuza și doresc să vă împărtășesc despre faptul că am reușit în viața mea să-mi dezleg niște mistere, răspuns la întrebările de ce, de ce, de ce. Pentru că toată lumea întreabă de ce mie mi se întâmplă X lucru și poate răspunsurile, vă garantez, nu sunt cele corecte, deși vi le dați. Și în felul acesta este despre a vă deveni stăpânul vieții dumneavoastră. Este foarte important. Aceste cunoștințe mi-au fost oferite acum 2 ani de maestrul Iuri Vârlan, cu care am făcut 3 cursuri în 2 ani de zile, expert în sistemul de autocunoaștere accelerată Almuza. Deține un doctorat în economie, licență de inginer, electronist, trainer, antreprenor cu o competență de peste 30 de ani de activitate în diverse domenii, iar de peste 7 ani plus 2, ultimii 2, deci eu zic 9 ani, chiar și 10, este preocupat de studii aprofundate în diverse învățături și spirituale și străvechi. V-aș întreba, pentru cei mai în vârstă, cum se reparau pe vremuri televizoarele? Venea un domn acasă, da? Și ne cerea ce? O schemă a televizorului, da? Dacă o aveai, repara televizorul imediat, știa unde să se uite. Dar dacă nu aveai schema, încerca acolo, acolo, stai că mai vin mâine. Și până la urmă se putea întâmpla ca să nu găsească buba televizorului și să spună, știi, cumpără-ți altul, că ăsta nu se mai poate repara. Cam așa funcționează Almuza. Dar nu pe bază de schemă electronică, ci pe bază de schemă mentală, tipare mentale ale fiecărei persoane în parte. Deci noi ne putem repara mintea prin această almuză. Și vom putea să ne reparăm viața, practic. Și o parte de a răspunde la o parte din întrebările pe care le primim, adică ni le punem, și răspunsurile vor fi cele adevărate, nu cele pe care le gândim. Almuza este un sistem holistic de autocunoaștere, un concept unic și rapid, ce pornește de la data de naștere. Simplu, vast și precis, se poate genera simplu, de oricine, și poate răspunde la o gamă largă de întrebări. Și are un grad de acuratețe, fiind verificat științific. Misiunea Almuzei este de a oferi omului o imagine a lumii sale interioare, instrumente de autocunoaștere rapidă și profundă, și astfel încât îți poți regăsi și calea cea bună și adevărată în viața ta. Pornind de la data de naștere, suntem atașați de data aceasta de naștere, gândiți-vă la CNP, toată lumea mai nouă are CNP. Da? Și viața va fi influențată de problemele din neam,
până la a șaptea generație. Suntem născuți dintr-o mamă și un tată. Și vine întrebarea, de ce mie mi se întâmplă? Da? Viața fiecăruia are diferite scenarii. Și atunci, foarte simplu, e clar că nu facem ceva corect în viața noastră. Da? Și atunci, este vorba de legea, cauză și efect. Deci e vorba de karma noastră. Deci karma ne va influența foarte mult viața. Da? Aș vrea să vă spun că almuza înseamnă almaz, este diamant în limba persană, iar muza este vorba de diamantul, zeitatea care mă inspiră să aleg diamantul negativ pe care îl voi transforma în diamant pozitiv, astfel încât viața mea să se schimbe, având plus cu plus, ajungem la acea cale de iluminare. Da? Puțină istorie aș vrea să vă povestesc. Aici, atenție mare, este exact ceea ce am spus până la momentul acesta. Nimic din ceea ce trăiesc eu în momentul ăsta, nimic nu are, vine totul din istoria mea anterioară. Deci există acea parte primită din ancestral până la șaptea generație. Că vrem să recunoaștem sau nu, este altă treabă. Cine nu crede, eu recomand să citească despre ADN-ul omului mai mult. Ce pot să vă zic? Deci, în istorie, învățăturile budiste spuneau așa, Buddha a cercetat oamenii și a constatat, a găsit de fapt 84.000 de tipare mentale negative la oameni. Și s-a gândit, cum să le predau eu mai departe discipolilor mei. Și acum, în timp, în ani, a constatat că poate să grupeze aceste tipare negative, care au câte ceva comun, în 22 de grupe de tipare mentale. Practic, sunt diamante, sunt energii și e mintea noastră. N-are legătură nimic cu astrograme, cu orice altă legătură. Deci, mintea noastră e unică. Nu e bună, nu e rea. Dar are tipare ce pot trece din negativ în pozitiv. Cele pozitive există, dar cum? Prin conștientizare. Nu suntem conștienți de ceea ce ni se întâmplă, nu înțelegem. Deci asta este ideea al muzei, da? Deci tiparele mentale negative cu care am venit noi pe pământ, le putem repeta și astfel niște situații care nu sunt foarte plăcute, pot să aibă pe care le avem și se dezvoltă în anumite stadii de dezvoltare a personalității noastre, e vorba de vârstă, da? Orca și copil, orca și adult, orca și matur, poate să fie pe aceste trepte de dezvoltare noi ne schimbăm în mintea noastră, tipare. Pentru că suntem influențați din exterior, da? Și în momentul în care noi ne schimbăm gândirea, devenim noi înșine.
Așa cum am venit noi, că am primit de multe ori, vă mirați că cineva are un talent ieșit din comun. La copii, acum mai nou, generațiile noi ies copii cu niște talente de... Stai și te uiți la ei. Și ideea este că au moștenit aceste talente, practic, în mintea lor, partea pozitivă e mai puternică decât partea negativă. O parte, nu toată lumea, da? Ce pot să spun? Că aceste lucruri se pot afla în cheile tale personale pentru o viață împlinită, mergând pe drumul tău norocos, prin aceste tipare schimbate, da? Și atunci, în toate domeniile vieții, și v-aș spune, aceasta este un pic de istorie despre, da? Iar v-aș spune așa, știu, cel puțin la ora asta, 4 domenii de activitate. Bani, relații, sănătate și spiritualitate. Dar vreau să vă mai spun că almuza e mai hoață decât alte sisteme și are niște lucruri extraordinare din punct de vedere al tiparelor noastre mentale despre hobby. Și o să vedeți la final câteva lucruri foarte interesante. Hobby și odihnă. Da. Cum funcționează almuza? Zice așa. Da, la doctor. Domn doctor, mă doare ceva, deci punem o întrebare. Din cele domeniile care v-am povestit. Și cum funcționează? Foarte bine, mă duc la doctor și zice, păi te duci, îți faci analize, te întorci la mine, îți spun un diagnostic și primești un tratament. Întrebarea e, nu jignesc pe nimeni dacă găsesc pe un doctor în zona mea, de multe ori tratamentul nu este foarte bun. Dar, cum funcționează almuza? Îmi trimiteți o întrebare din domeniul pe care vă interesează. Și în momentul în care aflu și data dumneavoastră de naștere, se poate genera almuza. Și după care începem să vorbim. Dar, cum arată almuza? Așa arată. Da? Deci, apar și niște numere. Numerele din almuză sunt exact acele tipare mentale ale omului, nu sunt numere. Există 22 de diamante în care fiecare om nu are toate 22. Poți să alegi anumite diamante. Și atunci, dacă știu unde mă doare, eu lucrez pe acel domeniu de activitate. Dar vreau să vă spun că un domeniu de activitate este legat cu ceva de gen karma. Adică ideea, ce am gândit, ce am spus și ce am acționat. Se formează o karma și acea karma în inconștient, de multe ori, o facem zi de zi, din sfert în sfert de ori. Și acele semințe se adună și dacă sunt foarte bune, cresc și viața noastră merge spre succes. Dacă nu, vedem ce le facem, pentru că cele rele și cu bunie nu e bine să avem. Deci aici se va lucra pe almuză și trebuie să înțeleg că rezolvarea poate să genereze o analiză diagnostică. Deci fără această diagnostic, eu nu am cum să vă spun. Și din almuză, întrebări. Care e misiunea mea pe pământ sau în această viață, da? Ce să fac ca să am mai mulți bani? Ce domeniu de activitate mi se potrivește mie? Pentru că eu pot să lucrez în domeniul contabilității,
dar dacă din armuză mie îmi iese că am nevoie de, adică preocuparea mea ar putea fi ceva plante medicinale, acel domeniu de activitate este cel mai bun pentru dumneavoastră. Din acel domeniu câștigați mai mulți bani decât din contabilitate. Eu nu spun nimănui, dă-ți demisia de la contabilitate și fă farmacie sau ceva. Deci aici decide fiecare. Eu doar atenționez. Da? Care e profilul partenerului potrivit în această viață? Un domeniu foarte interesant. Da? Ce pot să fac pentru întreaga societate? Se pune și aici întrebarea pentru societate, pentru că o să vedeți la un moment dat că societatea ne vede într-un fel și noi suntem altfel. De multe ori. Poate vi s-a spus. Da? Sau care sunt, aici e foarte interesant, o întrebare care îmi place cel mai mult, care sunt provocările sau problemele pe care strămoșii nu au reușit să le rezolve și mi le-au lăsat mie, transmițându-le mie. Deci eu am pe viața asta de rezolva niște lucruri de la strămoși. Interesantă. Ce ar trebui să fac în următorii ani? O întrebare cheie. Deci din armuză se poate afla și așa ceva. Sau cum îmi merge în anul respectiv. Da? Bun. Deci, despre armuză vă spun atât. Deocamdată. Cartea ta de vizită se poate afla. Diamantul care este într-un anumit loc în armuză îmi spune cine ești. Pentru ce ai venit pe pământ, vă pot spune, cu adevărat. Îngerul tău păzitor, deci mergem pe toate domeniile, da? Și probleme nerezolvate a lucrurilor materiale. Este foarte important să știm treaba asta, pentru că toți vrem bani. Pot să spun pe diagonală, pe cele două diagonale, vorbesc despre părinții dumneavoastră, pe partea masculină și pe partea feminină. Părinți sau, pe partea masculină, iau un exemplu, mă pot duce până la bunicul bunicului, până la șaptea generație în urmă. Da? Nu garantat tatăl a făcut ceva. Da? De undeva s-a preluat. Vreau să vă spun că este foarte interesantă partea materială, dar dacă vă uitați pe partea cealaltă, pe partea asta, pe stângă, cum vă uitați dumneavoastră, vedeți cardul de sănătate. Eu nu am să vă spun prin almuză nicio boală. Nu. Nu-s doctor, dar vă pot atenționa dacă în cardul acela de sănătate văd un anumit diamant, el are posibilitatea să-mi spună că în acel loc s-ar putea în viața asta să aveți o situație de problemă de sănătate. Deci vă pot atenționa doar dacă apare diamantul în acel loc, da? Pe cardul de sănătate. Pot atenționa să-ți faci niște analize în domeniul X, da? Depinde unde e. Deci acel card de sănătate mie îmi spune așa, care este sistemul de valori, ce gândești despre viitor, ce gândești despre trecut, sau practic să înțelegi, cum înțelegi tu relația de cuplu. Deci departe ideea de de a vorbi de sănătate, da? Într-adevăr, în această armuză mai există două lucruri foarte interesante, vedeți o inimioară și un dolar, da? Partea aceea este legătura între bani și relații.
Da? Pentru că v-aș pune o întrebare. De unde vin banii? Nu. Banii vin din relații. Deci, atenție mare, acolo este un gardian al prosperității care îmi spune cât de mult aveți ori bani, ori relații. Și acolo se poate lucra foarte interesant. Că s-ar putea să aveți bani, dar nu aveți relații. Sau aveți relații bune și nu aveți bani. Și acolo e cea mai mare durere. Bun. Deci, cam așa ceva, aș mai putea spune că în almuză am o situație în care pot să spun omului până la 40 de ani ce are de făcut, de la 40 la 60, și primește o bonificație. Este vorba de destinația a treia, dacă se vede, da? Și acolo există un diamant care îmi spune la fel câte lucruri poate să fac diamantul respectiv, da? Ce aș putea să vă spun? Că noi toți trăim în viața asta cu oameni și noi ne aflăm pe pământ chiar și singuri. Și v-a spus vreodată întrebarea, care este relația între dumneavoastră și Univers? Nu. Dacă nu, bine. Dacă da, e interesant. Pentru că nu este cea adevărată din mintea dumneavoastră. Almuza vă spune pe aia adevărată. Cea adevărată care e în mintea noastră. Da? În același timp, astăzi eu am o dată de naștere. Azi am venit, în 14 iulie 2023. Este data unei persoane, a unei zile. Mi-am făcut relaționarea între data mea de naștere și această zi, ca să aflu cum o merge. Deci, dacă aveți o nuntă, mergeți la doctor, mergeți unde vreți, în concediu, să vedeți dacă vă merge bine. Dați-mi datele și v-am făcut relația și vă povestesc. Este foarte interesantă că pe mine asta m-a fascinat. Mai am o parte, deci noi trăim toți pe pământ între parteneriat, da? Căsătorie, deci soț-soție, sau părinți cu copii. Asta este una dintre lucrurile care m-au întrebat foarte mulți. Cum e relația mea cu copilul? Păi, și copilul are o almuză a lui. Dar dacă nu știe sau încă nu știe, eu nu am cum să povestesc mamei, tatălui, despre copilul lui. Pentru că sunt lucruri la care eu pun întrebare și fiecare persoană poate să răspundă conform minții lui. Deci mintea copilului nu seamănă cu mintea mamei, tatălui sau al oricui. Și atunci ce-mi răspunde mama? Că te-a copilul, nu știu ce. Și atunci cine e, care e adevărul? Nu e al mamei, da? E al copilului. Deci eu numai cu copilul pot discuta. Pentru că el răspunde. Dacă eu, prin diamant, eu pun întrebări și de pozitiv și de negativ. Și în momentul în care cineva îmi răspunde pe negativ, da, atunci consider că acolo e buba. Dacă îmi răspunde asta nu mi-aparține sau nu mă recunosc, e clar că e diamantul pe pozitiv. Și nu mă bag acolo. În ideea asta e foarte interesant și vă spun, sunt lucruri care am șocat persoane, mi-au spus, dar tu de unde știi chestiile astea? Iese acolo în hârtia aia? Da. Zic, iese și ți le spun. Te atenționez. Mai vin și sunt eu șocată după ce le spun oamenilor ceva. Oamenii îmi răspund, știi ce? Hai să-ți spun cine sunt eu cu adevărat.
Deci oamenii știu, au în sufletul lor sau un secret pe care eu în almuză le spun. Și sunt șocați că le spun acel secret. Și după aia se deschid și îmi povestesc mai mult despre acest subiect. Deci, în relaționare, aș vrea să vă povestesc, sunt 6 puncte foarte interesante. Cum v-ați întâlnit o soție, dacă vreți, sau parteneri, poate ca domeniu. Perfect. Așa. Și după întâlnire, clarificăm lucrurile între noi. Doamna vrea casă, domnul vrea mașină. Și atunci le povestim. Și atunci, dacă suntem împreună și totul e bine, diamantele spun, e ok, atunci cum mai e? Păi domnul mai repară un robinet, doamna mai face o curățenie, un geam, ce știu ce, și adunăm acești bănuți pentru scopurile noastre. Dar dacă această întâlnire, clarificare nu se face și nu e lumea de acolo, trăim într-o comuniune cu două idei separate ale fiecăruia și eu sunt foarte convinsă că nu se ajunge la un parteneriat pe viață. Deci, dacă nu trăim împreună, nu divorțăm, cum s-ar spune, da? Și pe ideea asta trăim acolo și fiecare ea face banii ei pentru casă, el pentru mașină. Sau mai sunt două situații foarte haioase, care îmi plac foarte mult și vi le spun. Domnului plac pere, doamna mănâncă mere. Și în momentul în care domnul iubește pe doamna, cumpără și pere și mere. Dacă nu o iubește, cumpără pere, doamna mănâncă pere până poate și până să termină. Da? Deci lucrul ăsta mi-a plăcut și mi l-am împărtășit cu drag. Deci așa se află despre tot ce e aici. Și acum, așa cum v-am spus, almuza are această relaționare. Relaționarea, nu v-am spus, este almuza doamnei, a domnului, da? Două, și se suprapun. Nu se creează o nouă almuză. Deci nu le suprapun, da? Deci, atenție mare, că e foarte importantă treaba asta. Cineva m-a întrebat. Așa. Deci, cu universul ați înțeles, da? Și am ajuns cam la final, pentru că v-am povestit că sunt... este al cincelea domeniu de activitatea noastră, în care, foarte interesant, sunt persoane care călătoresc foarte mult. Este important ce vreți din călătorie, să aflați și vă spune almuza, dar sunt persoane care n-au fost în viața lor într-o călătorie. Ce le fac? Le învăț prin almuză să călătorească. Este incredibil. Am văzut realizări. Deci asta odată. Care e unicitatea dumneavoastră? Aveți vise. Fiecare vrea o casă, o mașină, bani. Dar ce acțiune faceți ca să acel vis să se realizeze? Criticăm, vârfim în ghilimele, ce anume să faci față, cum să faci față criticilor, este foarte important și e interesantă toată treaba asta. Ce înseamnă, care stil vestimentar este bine să-l adopți, este interesant după mine. Și ce te învață animalul tău de companie? Cine vă mai povestește astfel de lucruri? La masaj nimeni nu vine să spună. Dar dacă n-ai un animal de companie, eu nu am, vreau să vă spun că vă învață și cățelul vecinului și cățelul nu știu care și un cățeluș de pe stradă. Ne învață ceva. Fiecare are de învățat. Și cea mai tare dintre toate, cum să vă deblocați banii. Deci, atenție, antreprenori, v-am lăsat la final ceea ce doar este clar.
Almuzar mi-a adus rezultate extraordinare. În fiecare zi văd o schimbare în viața mea. Am descoperit și am realizat cine sunt eu, de fapt. De 2 ani eu trăiesc altă viață. Sunt aici pentru toți cei care doresc o schimbare în viața lor, mai ales că urmează un an de reconfigurare, atenție, nu o spun eu, toată lumea o spune și se știe. Deci, de schimbare a destinului pentru toată lumea. Trecem din perioada 20 în perioada următoare și vă aștept la stand pentru întrebări. Și dacă doriți consiliere, am un caiet pe care vă lăsați un nume, un telefon și facem la final, mâine, duminică seară, o tragere la sorți și cineva câștigă o almuză gratuit. Și eu mulțumesc cu recunoștință tuturor care ați avut răbdare. Organizatorilor și doresc ca acest lucru, echilibru în fest, să aibă viață lungă. Vă mulțumesc mult!